Bine v-am regăsit la buletinul de știri Info Capital. Vă propun să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. În cazul exploziilor din 2008 de la mina Petrila, fosta conducere rămâne cu pedeapsa închisorii cu executare. Locuitorii Văijiului au participat joi seara la un concert de colinde susținut de câteva grupuri de preoți și coruri la Teatrul Dramatic de Sârbu Petroșani. Praz de Crăciun pentru cei nevoiași, la inițiativa organizației Caritas, cei care au dorit să le fie alături familiilor fără posibilități financiare au participat joi seara la o acțiune dedicată celor care nu-și permit să cumpere un braz de Crăciun pentru micuților. Și acum știrile pe larg. Curtea de apel Craiova a respins recursurile foștilor șefi ai minei Petrila, astfel că Aurelian Necula, Gheorghe Roșu și Dan Ștefan Ungur rămân cu pedepsele cu executare pe care le-au primit la finele anului trecut de la Tribunalul Gorj în cazul exploziilor ce au avut loc în 2008 la unitatea minieră. Instanța de la Curtea de Apel Craiova a pronunțat joi sentința în recursul declarat de fosta conducere a minei Petrila. Decizia instanței este definitivă, iar astăzi polițiștii de la Petroșani și Petrila au pus în executare mandatele formulate. În cursul acestei zile, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani și Poliției Orașului Petrila au pus în executare un număr de 3 mandate de executare a pedepsei închisorii, care au fost emise de către judecătoria Târgu Jiu, în dosarul privind accidentul de muncă produs în urma exploziei din subteran, produsă în luna noiembrie 2008 la exploatarea minieră Petrila. Fostul director al minei Petrila, Aurelian Necula, prin lichidatorul judiciar, este obligat la plata 20.000 de lei cheltuieli judiciare către stat. Ștefan Ungur, fost șef sector aera, și Gheorghe Roșu, fost inginer, șef securitate și sănătate în muncă, sunt obligați la plata câte 15.000 de lei cheltuieli judiciare la fond. Curtea de apel Craiova a respins cererile pentru acordare a cheltuielilor de judecat în recurs formulate de părțile civile. Recurenții din dosar, atât inculpații cât și părțile civile, trebuie să plătească 100 de lei cheltuieli judiciare statului, în timp ce Aurelian Necula trebuie să achite 400 de lei cheltuieli, din care 300 de lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu. Tribunalul Gorj a condamnat la finele anului trecut pe cei 3 foști șefi ai minerilor de la Petrila la pedepse cu închisoarea cuprinsă între 4 ani și 6 ani. Ștefan Ungur, fost șef sector aera, și Gheorghe Roșu, fost inginer șef securitate și sănătate în muncă, au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu executare. Cea mai mare pedeapsă a rămas în sarcina fostului director Aurelian Necula, care a primit 6 ani și 6 luni cu executare, iar astăzi cele 3 persoane au fost transportate la unitățile de poliție pentru a-și executa pedepsele. Cei 3 foști șefi ai minei Petrila au fost învinovățiți de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și de infracțiuni privind nerespectarea măsurilor de protecție a muncii. În noiembrie 2008, la mina Petrila, în urma unor explozii ce au avut loc în subteran, 13 mineri și-au pierdut viața, iar alți 15 au fost răniți. Județul Hunedoara poate pierde o investiție de 300 de milioane de euro într-un parc eolian după ce guvernul a decis să minimalizeze certificatele verzi acordate producătorilor de energie electrică. Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Tiberiu Balint, declară că acest lucru a fost cauzat de interese politice, interese ale unor persoane care sunt trecători la conducerea unor ministere. Tiberiu Balint, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, a declarat că județul Hunedoara riscă să piardă o investiție importantă, care ar fi însemnat bani în bugetul județului. Totul pentru că, spre deosebire de alte țări, România nu mai susține investițiile în energia verde. Cea mai mare investiție din vestul țării străină este pusă acum în pericol, și anume e vorba de parcul eolian de la Pui, vulcanul Ricani. 300 de milioane de euro trebuiau să fie investite acolo și planurile de afaceri pe care ți le faci pe termen lung sunt date peste cap de o intervenție, cred eu, aiurea a unor persoane care sunt trecători la conducerea unor ministere și care schimbă total tot ceea ce înseamnă gândirea unei țări. Tiberiu Balint spune că energia verde trebuie susținută și în România, la fel cum se întâmplă în alte state europene. Nu cred că energia verde e una pe care nu trebuie să o luăm în considerare, pentru că e vorba de mediul în care trăim. Și vreau să vă mai spun că energia verde nu exclude energia termică pe bază de cărbune și nu punea absolut deloc în pericol producția de cărbune și activitatea minelor din Valea Jiului, ci doar sunt interese politice la nivel înalt care arată
după părerea mea, neseriozitate. Vântul nu bate 24 de ore pe zi și 360 de zile pe an și nici soarele nu strălucește 24 de ore pe zi. Însă, atunci când bate vântul, putem să facem economie la cărbune, atunci când strălucește soarele ziua, putem să facem economie la cărbune și să folosim acest cărbune să producem energie noaptea, când soarele nu strălucește sau atunci când nu bate vântul. Ele trebuie să meargă mână în mână și să avem o gândire generală și strategică despre ce înseamnă energia în România. O societate cu capital spaniol a vrut să construiască un parc eolian de dimensiuni mari. Turbinele urmau să fie amplasate pe raza localităților Pui, Vulcan și Uricani. La începutul acestei săptămâni, guvernul a decis că producătorii de energie eoliană vor primi din 1 ianuarie 2014 doar 1,5 certificate verzi pentru fiecare megawatt oră de energie livrat consumatorilor. Ce unitățile fotovoltaice vor fi recompensate cu 3 certificate verzi, jumătate din nivelul actual. Unitățile eoliene vor primi până în 2017 un număr de 1,5 certificate verzi pentru fiecare megawatt-oră livrat în rețea, iar după 2018 vor încasa 1,25 de certificate verzi. În prezent, centralele eoliene primesc 2 certificate verzi până în 2017, respectiv un certificat verde după 2018. ANRE a constatat în prima parte a anului, în urma unui studiu, că producătorii de energie din surse regenerabile primesc prea multe certificate verzi pentru energie produsă, prin raportare la costul investițiilor în centrale de producție, și a recomandat guvernului reducerea numărului certificatelor verzi acordate acestora. Decizia reducerii numărului de certificate verzi încalcă legea care stabilește sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. Legea prevede că dacă în termen de 2 ani consecutivi România nu atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, guvernul va lua măsuri de stimulare a investițiilor. Sistemul certificatelor verzi este modul în care guvernul a decis să sprijine producția de energie din surse regenerabile. Fiecare producător primește gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi pentru energia pe care o produce și o livrează în rețea. România au sărbătorit astăzi 20 decembrie Ignatul. Această dată este cunoscută și sub numele de Ignatul Porcilor. Atunci, mulți români, mai ales din mediul rural, conform unei vechi tradiții, sacrifică porcul pentru masa de Crăciun și celelalte sărbători care urmează până la Sfântul Ion. Ignatul este una dintre cele mai importante tradiții care se ține înaintea Crăciunului. Sacrificarea porcului este o dovadă a modului în care o practică păgână a ajuns să se asocieze cu o sărbătoare creștină. Ritualul tăierii animalului este urmat de pomana porcului. În popor se spune că animalul care nu e tăiat până în această zi nu se mai îngrașă. Tot astăzi, femeile pisează grâu ca să aibă de împărțit la Crăciun. Se fac un fel de turte cu miere și nuci care se mănâncă în ajunul Crăciunului. Animalul sacrificat de Ignat este un vechi simbol al norocului, belșugului și fertilității. Porcii se taie în dimineața acestei zile, după care se stropesc cu apă sfințită și se așează cu capul spre răsărit. Iar pe frunte sau pe ceafă este trasată cu cuțitul o cruce, pe care se presară sare și în casă sunt rostite formule rituale. Doamne ajută și să-l mâncăm cu sănătate! În tradiția populară românească, Ignatul este o divinitate solară care a preluat numele și data de celebrare a Sfântului Ignatie Teoforul din calendarul ortodox de pe 20 decembrie. Pentru țărani, Ignat a fost însă un om necăjit, care, vrând să-și taie porcul, a scăpat securea în capul tatălui său, omorându-l pe loc. El s-a căit toată viața pentru asta, dar în cele din urmă a primit milă de la Dumnezeu și de la Sfântul Petru. În ziua de Ignat se taie porcul și nu e bine să lucrezi la altceva. Campania Un Crăciun pentru Fiecare, derulată de Trustul Media Capital împreună cu voluntarii de la inimă la inimă, se dovedește a fi un succes. Un număr de 20 de copii din localitățile Voii Jiului și familiile acestora au primit pachete în preajma sărbătorilor de iarnă. Holul sediului Capital TV s-a umplut de cutii cu alimente de bază, haine, jucării, obiecte de igienă personală, dar și dulciuri, care au fost sortate și împachetate ulterior pentru beneficiari. Echipa lui Moș Crăciun a început dis de dimineață să ambaleze cadourile pentru a aduce bucurie în sufletele celor aflați în nevoie. Știm cu toții că o parte dintre copii își doresc ca de Crăciun să primească fel și fel de cadouri cât mai sofisticate, telefoane, tablete, în timp ce uităm că există persoane care poate nu au ce să pună pe masă, nu au ce să mănânce și poate chiar nu au niciunde să stea. Pentru a aduce un zâmbet celor care se află în această situație, ne-am
adunat ideile, ne-am pus cap la cap și am hotărât să facem această campanie. Ne-am bătut la ușă comercianți din întreaga Valea Jiului, au fost oameni care poate nici ei nu au prea mult și au dat din puținul lor obiecte vestimentare, alimente, fiecare cât a avut. Astăzi am făcut o mare parte dintre pachete. O parte din pachetele destinate familiilor cu venituri mici au fost livrate la domiciliul acestora în cursul acestei zile. Atât populația Văijiului, organizațiile non-profit, cât și agenții economici au fost receptivi la acțiunea organizată de noi. Printre agenții economici și organizațiile care ne-au sprijinit în demararea acțiunii, amintim brutăriile Armicar, Braicu, Bitu, Cofetăria Mago, Comeximer Lupeni, Lego Fruct Comimpec SRL, Sececip Trans SRL, Magazinul Plus, Asociația de Voluntariat De la Inimă la Inimă, Organizația Caritas, dar și oameni de afaceri sau locuitori ai Văijiului. Campania de distribuire a pachetelor pentru cei cu posibilități financiare reduse va continua luni, 23 decembrie. Cele mai frumoase cadouri vin din suflet. Dăruiește din suflet pentru suflet. Dăruiește din puținul tău și vei fi răsplătit cu un zâmbet de copilaș. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Fiecare copil merită o șansă. Te invităm să devii Moș Crăciun pentru un copil sărman. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Implicarea ta va fi răsplătită cu un zâmbet de copilaș. În preajma sărbătorilor, jandarmii hunedoreni din stațiunile montane atenționează turiștii cu privire la pericolele la care se pot expune pe pârtii sau pe traseele montane acoperite cu zăpadă. Jandarmii montani din Straja și Pârâng vor intensifica acțiunile în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a se asigura că turiștii care vor petrece în aceste stațiuni nu vor avea probleme. Oamenii legii patrulează permanent, 24 de ore din 24 în zonele montane și pe traseele montane aferente zonei până la limita de județ pentru a fi în măsură să intervină la solicitările turiștilor aflați în dificultate. Astfel, iubitorii muntelui trebuie să se informeze despre starea vremii înainte de a pleca la drum, să se informeze asupra itinerariului pe care și-au propus să-l parcurgă, a gradului de dificultate, asupra condițiilor meteo din zona în care se află. Turiștii trebuie să poarte echipament adecvat zonei de munte, să aibă lanternă, rucsac și trusă de prim ajutor, să folosească numai traseele marcate și să urmărească marcajele de pe traseu, să nu pornească la drum dacă au consumat băuturi alcoolice, să-și echipeze mașinile pentru iarnă și să aibă carburant suficient pentru a putea ține motorul pornit în cazul în care rămân înzăpeziți. Dacă au probleme, turiștii sunt sfătuiți să solicite sprijinul jandarmeriei montane apelând 112, specificând datele de identificare ale persoanei care anunță ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor și locul unde sunt persoanele aflate în dificultate. Sala de spectacole a Teatrului Dramatic de Sârbu din municipiul Petroșani a răsunat joi seara de glasurile celor care colindau. Zeci de oameni au fost prezenți la spectacolul care tinde să devină o tradiție în Valea Jiului. Câțiva preoți și teologi de la protopopiatul municipiului Petroșani, un grup de copii și câteva coruri au încântat publicul prin colinde. Manifestarea religioasă s-a dovedit a fi un adevărat dar pentru credincioșii care se pregătesc să întâmpine cu sufletele încărcate de lumină și dragoste sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Oamenii au venit în număr mare la eveniment, iar sala a fost plină. Aceștia au ascultat cu interes atât concertul de colinde, cât și mesajele transmise de cei aflați pe scenă. Totdeauna colindul sfânt și bun este un mare dar și o frumoasă lucrare de întărire a credinței, de sporirea iubirii față de Hristos și față de oameni, de înmulțire a bucuriei și a speranței. Colindul sfânt și bun este veșmânt de sărbătoare pentru sufletele celor ce cântă și lumină caldă pentru inimile celor care le ascultă.
Evenimentul de joi 19 decembrie s-a bucurat de participarea preasfințitului Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, autorități locale și centrale, printre care și primarul municipiului Petroșani Tiberiu Iacobriții. Organizația Caritas, cu sprijinul primăriei Petroșani, al asociațiilor și organizațiilor non-profit din localitate, a împodobit brazi de Crăciun pentru familiile nevoiașe. Organizația Caritas a continuat și anul acesta cu organizarea acțiunilor de întrajutorare a semenilor. Cei care vor primi brăduți sunt în număr de 12. În fiecare Crăciun, organizația Caritas încearcă să aducă un pic de bucurie în casele familiilor nevoiașe. Familiile noastre de pe cele două proiecte, Centrul de zi Maria Ștain și Centrul de integrare socială, vor primi câte un brăduț împodobit de agenții economici și partenerii noștri din comunitate. Cei care s-au alăturat acțiunii au fost copiii de la centrele de plasament, Serviciul Public Social de Asistență Socială Petroșani, Electromax, Asociația Candila, Novian, Smart Party, Școala Generală numărul 4, dar și alți agenți economici și reprezentanți ai ONG-urilor. Este al doilea an în care participăm cu încă anul trecut am avut două, din păcate anul ăsta am avut numai unul. Și nu, e o acțiune la care chiar trebuie să participăm cu toți, aș zice eu. Noi cu Caritasul colaborăm de ani și vom colabora în continuare și fac lucruri minunate, așa zic. Eu zic că serviciile sociale sunt cele care primează în favoarea beneficiilor sociale. Deci aici se face asistență socială, în centrele de zi, în centrele de plasament. Să cântăm și să ajutăm la împodobirea brazilor. Dar și ce o să se întâmple cu brazii ăștia? Da. Ce? Le vor da mamelor, părinților noștri. Cum ți se pare ție ideea asta? Foarte bună. Ai mai primit până acum brăduț? Da. Și cum a fost? Foarte frumos. Îți spui și mie de ce ai venit tu aici? Am venit pentru că în fiecare an împodobesc cu oamenii brazi și ne cântăm colinde. Și ce o să se întâmple cu brazii ăștia? O să de copiilor nevoia și copiilor de la centru. Cum ți se pare ție ideea asta? Foarte bună. Tu ai brăduț acasă? Da. Și ți l-ai împodobit? Și când o să ți-l împodobești? De câte ori ai participat la acțiunea asta până acum? De două ori. Beneficiarii brazilor de Crăciun au venit în amfiteatrul de lângă Teatrul Petroșenean pentru a lua parte la acțiune, vizibil emoționați că au primit acest cadou. Mi se pare un lucru minunat pentru că oamenii chiar au nevoie de gesturile celor din jurul nostru. Este binevenit, întotdeauna este binevenit și dacă dăruim fiecare câte puțin, oricui, cred că vom primi pe partea cealaltă mai mult. Am mai primit și anul trecut și noi ne bucurăm de faptul că ne dă braț, că nu avem posibilitatea să cumpărăm. Și copiii se bucură. Ne-a și venit cu ei la braț. De asemenea, și Trustul Media Capital s-a alăturat acestei inițiative, împodobind un brăduț pentru cei cu venituri mici. Evenimentul a fost la cea de-a patra ediție. Iată acum principalele știri din sport, urmate de prețurile carburanților în Valea Jiului. Unul dintre cei mai titrați jucători care au evoluat la Jiul Petroșani de-a lungul tuturor timpurilor a fost Damian Militaru. El a împlinit 47 de ani, în prezent fiind antrenor la centrul de juniori al clubului din Lunca Jiului. Mijlocașul Stelei și al echipei naționale Mihai Pintili, fost jucător la Jiul Petroșani, i-a promis lui Marin Tudorache că va fi prezent luni 23 decembrie la aniversarea 5 ani de la înființarea echipei Pro Fotbal Petroșani. Se pare că acesta va fi însoțit de coechipierul său, Nicușor Stanciu. Fostul antrenor al Jiului în campionatul 2005-2006, Aurel Șunda, în prezent la ACS Recaș, Poli Timișoara, a reușit să învingă cu actuala sa echipă cu 1-0 pe CFR Cluj, în ultima etapă a Ligii 1 din 2013. Sursele din anturajul timișorean spun că dacă Șunda ar fi pierdut acest joc, ar fi fost demis. Jiul Petroșani a încheiat turul Ligii a 4-a Hunedoara pe locul 11, fiind unul din cele mai slabe campionate din existența echipei. Chiar și pe teren propriu a avut o evoluție slabă, golaverajul fiind negativ, 6-7, echipa pierzând pe teren propriu 8 puncte.
La fiecare final de săptămână, InfoCapital vă arată prețul carburanților la stațiile de profil din zona noastră. Astfel, benzina Euro 95 poate fi achiziționată cu prețuri între 5 lei și 47 de bani pe litru de la stația Baril Lukoil și 5 lei și 68 de bani pe litru de la stația Rompetrol. În timp ce prețul motorinei variază între 5 lei și 75 de bani pe litru la stațiile Baril Lupeni și Lukoil și 5 lei și 96 de bani pe litru la stația Rompetrol. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a stabilit pentru luni 23 decembrie un curs al euro de 4 lei și 47 de bani, al dolarului american de 3 lei și 27 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 35 de bani. La casa de schimb valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,42 lei de bani, iar la vânzare de 4,47 lei de bani. Dolarul american se cumpără cu 3,24 lei de bani și se vinde cu 3,33 lei de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,24 lei de bani, iar la vânzare de 5,32 lei de bani. Iată acum datele despre vreme. Regimul termic va fi caracterizat de valori în general apropiate de cele obișnuite ale perioadei, local chiar mai ridicate decât cele climatologic normale, cu precădere în dealurile subcarpatice. Cerul va fi variabil cu norări și ceață în zonele joase, mai persistente local în cele din vest și centru. Izolat se vor semna la Burnițe și Fulguiel și va fi posibilă pe suprafețe mici depunerea de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe crestele montane înalte. Vremea va fi în general apropiată de normalul termic al perioadei, chiar mai caldă decât în mod obișnuit la deal și la munte. Cerul va avea înorări, în special dimineața și noaptea, în zonele joase de relief, unde local va fi și ceață și izolat Burnițe sau Fulguiel. Spre sfârșitul intervalului, în nord-vestul țării sunt posibile precipitații slabe mixte. În zonele de deal și de munte, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în această perioadă a anului, iar cerul va fi variabil. În zonele joase de relief vor fi înorări temporare și mai ales dimineața și noaptea se va semna la ceață, mai ales în primele ore ale zilei. În nord-vestul țării, izolat, vor mai fi condiții pentru precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Aici se încheie buletinul de știri InfoCapital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Nu ratați ocazia de a vizita site-ul nostru capitaltv.ro, unde puteți citi pe larg subiecte interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinelor de știri InfoCapital. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.